În satul Ion Neculce din județul Iași au început miercuri 24 iulie 2019 lucrările de construcție pentru casa familiei Ciobanu, formată din 12 membri. Pe data de 19 iulie, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, împreună cu primarul comunei Ion Neculce, Gheorghe Băleanu, și cu reprezentanții firmei de construcții care va efectua lucrarea, au asistat la trasarea terenului. Marți 23 iulie au fost săpate șanțurile pentru fundație, iar o zi mai târziu, miercuri 24 iulie, s-a turnat betonul. Sfințirea terenului pentru casa familiei Ciobanu a fost oficiată pe 30 mai 2019 în prezența viitorilor beneficiari și a câtorva sponsori. Inițiativa construirii unei case pentru familia nevoiașă din satul Ion Neculce, ce au dat naștere la 10 copii, aparține arhimandritului Nicodim Gheorghiță. Părintele stareț de la Mănăstirea Hadâmbu i-a mobilizat până în prezent pe fiii duhovnicești ai cuvioșiei sale, care s-au alăturat deja acestui gând frumos. Din obolul pelerinilor și al donatorilor, având susținere din partea autorităților locale din comuna Ion Neculce și donații în materiale de construcții, casa pentru cei 10 copii se va ridica spre slava lui Dumnezeu, având mijlocirea Maicii Domnului. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță îi poartă mereu în rugăciune și în gând pe toți cei ce îi sunt alături în acest proiect.